bancă să asculte sau să citească de pe PowerPoint. Niciodată nu pot zic că s-a întâmplat asta la mine. Tot timpul puteai să pui întrebări și, de asemenea, dacă profesorul îți punea o întrebare și tu dădeai un răspuns, întotdeauna spunea, da, este și asta o opțiune, nu spunea niciodată că e greșit, dar, și după aia îți spunea răspunsul care îl gândește el. Și mie mi s-a părut o abordare foarte deschisă, să spun așa, și mi-a plăcut foarte mult. Mi-a dat curaj să vorbesc în fața clasei și să nu mai fiu așa de închisă în mine și să-mi fie frică să vorbesc. Asta mi-a plăcut foarte mult și mi s-a părut o diferență foarte mare între România și Olanda. Sunt total de acord cu acest lucru, pentru că aceleași lucruri l-am experimentat și eu. Cred că eu venind aici m-a făcut foarte mult să ies din zona mea de confort, dar mi s-a dat și posibilitatea să fac acest lucru, pentru că, cum a menționat și Sonia, și eu am fost încurajată să ies din zona mea de confort prin faptul că profesorii erau așa de deschiși cu tine, încurajau foarte mult libertatea în gândire și exprimarea proprie. Și, cum a spus și Sonia, de fiecare dată când spuneai ceva greșit, nu îți spuneau că este greșit. Din moment ce tu puteai argumenta de ce lucrul pe care l-ai spus este bine sau este corect sau adevărat, ei îți acceptau acel răspuns. Și mi se pare că îți dădeau foarte, foarte multă responsabilitate, vorbindu-se la egal la egal și, și lecția bazându-se pe o conversație, nu un monolog. Și acel lucru te făcea și pe tine să dai cumva acea responsabilitate înapoi și să dai tot ce e mai bun din tine pentru a satisface acel profesor. Și în cazul meu, pentru că la mine la facultate se lucrează foarte mult cu clienți reali, ceea ce înseamnă că companiile vin la tine și dau o anumită temă sau o anumită problemă de-a lor și tu trebuie să o rezolvi într-un fel sau altul. Și acest fapt, știind că tu lucrezi cu niște oameni care sunt experți în această industrie, ne făcea pe noi să dăm tot ce e mai bun din noi și să venim cu cele mai bune soluții, pentru că știam că noi reprezentăm școala în industrie, practic. Tu ce părere ai? Care e diferența dintre... În cazul meu, da, și la fel ca la voi, diferențele dintre elev și profesori sunt minime. Asta mă refer că orice profesor tratează orice elev ca fiind un egal, ca fiind un prieten, ca fiind persoana apropiată, nu este toate că dar este aceeași diferență minim de respect față de profesor, nu înseamnă că n-ai voie să pui orice întrebare, ai vrea un profesor când poți pur și simplu într-o pauză să mergi cu un profesor să o întrebi dacă vrei să crească o cata cu tine sau să ieșiți, nu știu, și depinde persoană la o țigară în fața facultății și să poartă discuții de care nu au nicio legătură cu facultatea sau ceva, o discuție ca între doi prieteni. Mi s-a părut super interesant, cu toate că cei prieteni am care au rămas în România la facultate spun că și măcar în cazul lor sunt profesorii, sunt unii profesori care sunt foarte apropiați cu ei, dar nu toți, depinde la cazul la cazul, sunt profesori care sunt mai rigoroși, care cer să-i tratezi ca fiind un profesor, să nu pui orice întrebare, să fii atent, să mai întâi să-i asculti pe ei, după aia poate te lasă să-i întrebi ceva, poate nu, dar aici, măcar în propria experiență, până acum nu am întâlnit niciun profesor de genul, toți tratează orice elev ca un egal și mi s-a părut foarte interesant. Cred că cea mai importantă chestie este că profesorii vin cu mentalitatea la oră, sau știind că și ei au ceva de învățat de la tine. În România vin cu mentalitatea de wow, cine sunt eu, wow, câtă înțelepciune și câtă cunoștință am eu, dar și tu ești aici, tu nu știi nimic. Numai de învățat de la mine. Deci nu privesc schimbul ăsta de cunoștință ca să aibă câștig. E câștig reciproc. Exact. Și Sonia, tu stai în Haga, da. Eu și Cosmin locuim în Breda. Oare ne poți spune cum e viața de student în Haga? Da, o să încep cu cazarea, pentru că este un lucru foarte important. Deci cazarea în Haga e foarte greu să-ți găsești cazare.
Facultatea mea are un cămin, să spun așa, dar e foarte mic, nu știu, sunt în jur de 50 de camere maxim, sunt mini-studiouri care ai bătăria ta, baia ta și camera ta într-un loc, dar lista de așteptare poate să fie până la 2 ani. Deci e foarte greu. Pe lângă asta, ca să-ți găsești o locuință, trebuie să plătești între 400 și 700 de euro, să zic eu așa, deci mi se pare destul de scump. Dar dacă începi să-ți cauți în timp și sunt anumite site-uri care, unde poți să găsești, asta este CamerNet, dacă nu mă înșel, sunt mai multe site-uri, poți să-ți găsești o locuință ok. Eu momentan stau într-un studio și sunt norocoasă că l-am găsit. Foarte aproape de școală, deci la 3 minute de școală. Am avut mare noroc că l-am găsit și am fost chiar prima care s-a mutat acolo. E super ok, dar e în limita superioară de preț, ceea ce a fost destul de greu pentru mine și părinții mei să rămân acolo. Dar dacă încep să-ți cauți din timp, poți să găsești și în limita inferioară. Da, acum, datorită curselor CCRS, te poți întreține. Da. Și da. Pentru cei care sunt curioși și vor să afle mai multe informații acum despre cursele CCRS, o să vă rugăm să intrați pe www.ccrs.ro. Dacă nu, așteptați cu noi și vă vom explica ce înseamnă la sfârșit. O să continui să vorbesc puțin despre viața de student în Haga. Sunt o grămadă de localuri unde poți să ieși, să bei ceva cu prietenii. Avem două piețe, să spun așa, unde e plin de localuri și viața de noapte tot acolo se întâmplă. Nu pot să zic că e foarte animată viața de noapte, pentru că, deși avem două piețe, sunt două, trei cluburi într-un loc și cealaltă sunt răsfirate așa prin toată Haga, deci e destul de greu să te muți de la un club la altul dacă nu îți place, sau de la un local la altul. În rest, peste zi poți să... sunt o grămadă de localuri unde poți să ieși și e foarte internațională Haga, de asta îmi place foarte mult. Toată lumea vorbește engleză și e chiar un mediu plăcut oriunde te duci. Și cred că cel mai unic loc al orașului este plaja. Da, și avem și plajă, unde e foarte frig de obicei, dar e superb să știi că ai plajă acolo și dacă e soare, poți să te duci acolo să te relaxezi. E superb. Cosmin, tu ce ne poți spune despre Preda și despre cum ai găsit cazare? În cazul meu, căutarea pentru cazare a fost un coșmar. Am început din mai, în sfârșitul aprilie, începutul de mai, atunci când începeam să învăț, cred că am modul cel mai serios pentru BAC, matematică, română, informatică, în același timp, din 5 în 5 minute căutam pe internet, procesam, dăm refresh, poate a apărut o ofertă nouă. Și cea mai mare dezamăgire a mea a fost că dacă de cele mai multe ori nimeni nu mi răspundea la mesaj, pentru că pentru fiecare anunț în câteva minute, deoarece este căutare super mare, pentru orice cameră, nu sunt suficiente camere, apartamente, campusuri, cămine pentru studenți, este o întrecere foarte mare. Dacă nu dai un mesaj la ofertă în primul minut în care a apărut pe internet, probabil că cineva deja a trimis un mesaj înaintea ta și proprietarul cel mai probabil o să-ți răspundă la mesaj pentru că deja a găsit pe cineva. Iar în cazul meu, dacă cineva îmi răspundea la mesaj, te invitau, adică te invitau și insistau să vii, persoane să vezi camera, să te cunoască pe tine, ca să semnezi contractul, documentul și toate cele necesare. Și pentru că eram cu BAC-ul, eram în Suceava, România și Olanda, destul de departe, nu-mi permiteam să vin să văd orice cameră, așa că de cele mai multe ori nu am putut veni, adică nu am putut veni la nicio ofertă. Apoi când a început anul școlar, în septembrie, am scris un mesaj facultății prin august, că am explicat situația mea, că caut cazare de foarte mult timp, nu am găsit nimic, ce pe anul școlar, nu am unde să stau dacă am cerut ajutorul și ei
a spus că este un caz, nu sunt un caz unic, mai sunt foarte mulți studenți în situația mea și au organizat ceva pentru luna septembrie la un parc, o casă de vacanță, unde familie, pentru familie veneau, puteau să închirieze o căbănuță sau un spațiu, să stau cu portul sau cu rulota. Noi am stat la o căbănuță pentru luna septembrie, undeva în afara orașului. Și veneau cu bicicleta la școală, că 15-20 km dus, plus încă cât am întors. Am avut noroc că era vremea frumoasă în septembrie, după aia în octombrie, noiembrie, decembrie. Au găsit facultatea pentru agenție o clădire care aparținea Academiei Militare, dacă nu mă înșel, și era fix în centrul orașului, la 2-3 minute de orice și era o diferență uriașă și era foarte comod, aveam propria cameră cu dulap, cu bilete și dușuri cu pățin cu lumea, dar ținând cont că era foarte bine, erau toate dușuri private. Dar acum, în ianuarie, am găsit, de pe acum am găsit o cameră din chiriat, și cred că am avut noroc cu această cameră pentru că în cameră și mi-a pus suerte era o fată româncă care se mută din camera ei și agentul imobiliar care se ocupa din camera era tot o femeie româncă din Plăticeni care a fix în Suceava.